Ia că așa ne ținem în triumf, fără niciun motiv. Vineri, data de două, la orele 7, a venit hazianul penitenciar numărul 1, Tăraclie Bușmachiu Andrei. Noi l-am întrebat motivul care, noi am cerut pragulca care sunt de la noi, pragulca de la ora 6 până la ora 10. El nou îmi spune că pragulca de la ora 5, de la ora 6 până la ora 5, la așa orele 17 seara. Ia că în condițiile astea noi trăim fără muvalnic. E foarte straniu. Stăm de vineri, azi am fost, e luni, am fost la dânsul și am întrebat de ce motiv ne deținem aici. Niciun motiv. O spus că procurorul o să iei decizii, dar și are procurorul aici. M-a pus în influență, m-a dus în starea că m-am spânzurat. Vorbește foarte urât cu noi, se comportă foarte straniu, o chema box comanda, n-a făcut nic drept. Rog ca să fie aplicat o măsură oarecare. Tot așa am trimis. Am trimis că a venit pe dânsul, nu trebuie să-i ții în carcer. Pe dânsul și pe dânsul fiorul meu trebuie să-l aducă la bindieri, dar nu de-a mai venit unul bâzgu din, cum se cheamă, de la ANP, o grăit noi și cu șeful ăsta și să-l ducă de-a mai Leova. Dar pe fiorul meu a scris cerere. Eu... Semnal slab. Eu am scris cerere. El trebuie să îmbinderi să stăi, dar nu unde lor le se bate vântul. Am înțeles. Alo? Da, vă aud, eu vă aud. M-a sunat cineva și s-a dezbătut. Am înțeles. Nu unde lor le bate vântul. Și am mai este ea. Mâine sunt la ProTV, eu pun tot pe tot locul. De-amă eu m-am săturat de atâția ani de suferire. Da, eu vreau să arăt televiziunii, ia că nici îmi trebuie. Poftim? La ANP ce au zis când i-ați sunat? Eu nu ca dimineața de la 7:30 până la ora 4 spate de sunat. Dar eu știți că nu spre hacker în tătea este și am găsit unii spate de scris. Și le-am scrisele, tot așa ca cum pe Messenger și zic, bună ziua, am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Eu citit, deci cu ce putem vă ajuta? Și le-am lămurit situația că băiețelul de 23 de ani chiar a fost în laț, dar dacă acolo e ușa de gratie, polițiștii l-au scos. Amu, azi a fost procuratura, băietul meu o mărs ca martor, pentru că sunt două camere, vedeți, așa e cu cameră verde vorbește băietul meu, așa e la care cu prostire vorbește alt băiet. Dar ei cum de au telefon, cum de au camere? Îți protejați sau voi au acces la telefon, da? Poftim, ia ca stai că s-a oprins ăsta video. Nu mai au nici acces la nicăi. Dar cum o putut să filmeze? O obținut ilegal un telefon acolo, da? Așa cu ajutorul Dumnezeu. Cum fac ei ilegal? Că ei de pe telefoanele astea iau bani gine. Că parcă ne tai, nu știi cum se face. Nu, că sunt unii deținuți care au acces la telefon pentru că au anumite grad de protecție. Nu, eu greșesc cinstit, n-au. Dar dacă greiește cu mama și noi pune pe... Asta prima dată în 8 ani, noi am făcut filmare. Că de-amă o ajuns cu țâtul la gât. Am înțeles. Că tot gardienii aduc telefoane și altceva acolo, chestii interzise. Dar că nu mai vin eu tocmai din Italia să-i aduc lui telefon. Da, asta e filmat la Taraclia ieri, luni. Da, la Taraclia, penitenciarul numărul 1, Vodoprovodnaya 5, strada Vodoprovodnaya, cladăși în limba rusă. Și l-au băgat în carceră pentru că o spart o chiuvetă sau pentru ce? Nu, chiuveta pe urmă a stricat-o, i-a băgat în carcer că a șerut dreptul lor. Toate pușcăriile de pe teritoria Moldovei, de la ora 5 până la ora, de la de dimineață până seara, ei se primblă pe teritorie. Dar pe ăștia nu-i lasă până la 9 seara, acolo doar băietul meu vorbește, dar îi vâră de la ora 5 de-a mea el trebuie și în cameră.
Dar Gheorghe spune, dar ce trebuie și eu la ora 5, la 5 în cameră? Dacă dreptul meu, eu și așa sunt închis, dreptul meu până la ora 9 să stau afară. De lor nu le interesant ei să stea, pentru că ei închid în celule și pleacă tăți acasă. Acolo rămâne numai un dejurnă. Clar. Hai ca și fac ei. Și după sfada asta, că nu a fost bătaie, nu a fost nică, după sfada asta, că când eu am sunat și am zis, zic, eu n-a să lăs așa, eu o să sun pe tot locul. Zic, videourile astea, zic, și lui Maia Sandos le trimit, și lui Ana pe tot așa i-am spus, zic, eu nu glumesc cu voi, ajunge cât noi răbdăm tot asta. Dacă deținutul e închis, el are drepturile lui de deținut. Lui i-ați luat, nu destul că l-ați spus, de aer, nimeni n-al închide, de aer, deci trebuie să-l închideți dacă el stă afară. Da, deci el e privat de libertate, dar nu dreptul la viață, la sănătate, la condiții umane Da, de și în detenție. timpul de față cu epidemia asta, nu-i, hârtie de liceu nu-i, și e nu-i, și e nu-i, și e nu-i. Și omuvalnicile astea erau foarte murdare, asta nu că de omuvalnic, asta că deși echipurile ei organizează și îi implică pe eșnanți, că ăsta au venit mai deștept. Dar vopsesc că cu bocul el din Chișinău a ajuns în Taraclia și amul din Taraclia vor să-l trimită în Leova. Nu, băieți, nu așa. Eu și așa și am plătit. Știți că în Taraclia noi cumpărăm apa la deținuți? Că apa e cu petrol. Apa are miros de petrol în Taraclia. La Eu câte robinet. 100 de litri de apă cumpăr, dar eu nu mă culc cu directorul băncii, scuzați-mă de expresie. Apa din robinet miroase a petrol și nu poate fi consumată și de asta le cumpărați apă pentru ca să bea. Da, și că să iau mașină de la Căușeni până la Traclia, eu dau la taxi 1.500 de lei. Și încă apa, cumpăr de 200 de euro, îi cumpăr mâncare pe o lună de zile. Pentru că eu mă aflu aici, la muncă. Și acolo Hotar. rog oamenii vecini și îi duc mâncare. Eu n-am soț, eu n-am tată, eu n-am mamă, eu n-am soră, eu n-am frate, eu n-am pe nimeni. Un singur fișor pe fața pământului. A, de asta Care el a spuneți că fost e mai bătut cu aproape mine. Benderu sau Chișinău pentru că sunteți la Căușeni. Da, și este cerere scrisă de dânsul. Vara am fost și am scris cerere la Ministerul Justiției, mi-au pus pe cerere intrare și ieșire și mi-au acceptat și am fost la ANPA și îmi spune, fiindcă epidemie, puneți scrisoarea afară în poștă. Zic, nu, fășeți intrare și ieșire. Și scacou bocul pe dânsul l-a dus tocmai la dracu în dinți în Taraclia. Că Ei, când dacă era trimiți mama prin mea poștă jie. scrisoare recomandată, e tot aceea, e tot obligat să răspundă. Da, mi-au făcut fetele, totuși mi-au făcut, frumos. Și că chipurile nu se făceau etapurile la bindieri, că era bindieriu închis, și numai pe dânsul l-au dus la Taraclia și pește o săptămână și a pus și bă etapurile la bindieri, se ducă la bindieri. Deci au făcut ei așa? Amu domnul Bâzgu de la ANAPEA, o grăit cu aista de la Taraclia, cu șeful ăsta, Burmagiu, Ilici Ion, cum îi zice lui, și s-o înțeles ei, mol el e prea deștept, i-am dat să-l zvârlim luni în Leova și până luni el șed din carcer. Ați văzut în și șed el? Cum Da, voi l-ați dus azi la eu 7 la cușc acolo, scaldat? numai patul și clozetul. De clozetul, dar uitați-vă, ușa nu-i, nicăinui, nicăinui, nicăinui. Am noroc că băietul unui a stat ei în cameră, dar în cameră care a stat el, am adus covor jos, am adus masă, am adus clioancă, am adus perdică, am adus două covorașe mici pe la păreți și am pus că să nu-i trag reșe de la schinare. Nici nu-mi trebuie pe urmă să-i învii invalid acasă și plin de turbiculoză. Eu am adus, am cumpărat iojic de la care pentru viceu. Și aici am făcut. Și la penitenciarul numărul 13 am făcut. La penitenciarul 13 camera am făcut. Tot știu. Și voi pe dânsul amol zvârliți în Leova? S-au gândit că Dar pentru ai să ce? mai construiești o cameră, dacă ai bani. Așa e? Eu lor să le construiesc mogila în țintirima să le fac eu lor. Și eu vreau, vedeți că eu sunt fost pe loc, apoi eu într-adevăr luam televiziune, luam tot și drept acolo mă ducem, drept la porțile pușcăriei și aia. Oricum, e stare de L-am urgență, acum sunat nu și pe prea se poate domnul umbla. Vasile. Poftim? E stare de urgență, acum nu se prea poate umbla.
Da, înțeleg. Dar ea ca cu stare de urgență, al pot să-l arunci în liob, așa-i? Spuneți vreo gunii dreptatea. Lasă-l aici pe loc, că a fost în cum se cheamă, La judecat a fost, de atâta l-a adus la Chișinău. nu, cu epidemia asta. În Lasă-l aici, carantină a fost. și în carantină au fost, chiar pe teritoriul pușcăriei a fost carantină, și lăsați, de-am carantina de ieri s-a terminat, și când e primul etap, duceți-l la Chișinău. De la Chișinău îl ieși, îl duci la Bideri. Pentru și tu să-l duci în Leova. Leova tot e departe de Și... Căușani, trebuie să faci. Dar cum? E foarte departe. Dar și să bate joc așa de oameni? Am înțeles, doamna, am înregistrat discuția dumneavoastră și dacă îmi dați voie, punem și clipurile cele filmate de băieți și dăm drumul pe Curaj TV să afle lumea. Dacă vreți, le spuneți și Da, numele, Mata dacă e nu. scris, dar vedeți cum eu am grăit, eu știu că Mata înregistrez, măcar mă pregătesc, grăiem o leacă mai frumos. Dar păi, ai zis drept și ai spus ceva minciuni. Nu, nu-i mișiuni, dar poate nu prea cartoral. E, omul la supărare spune pe de-a drept. Apă? Și O să dacă noi să arătăm asta tot și să ajute? sper că o să ajungă în presă, sper că o să ia atitudine, vorba noastră, Maia Sandu, guvernul, organizații internaționale, avocatul poporului, chiar dacă e mort, dar există acolo adjunctul avocatului poporului, există Dar și centru. avocatul poporului, parcă e asta, cum o cheamă? Cum e mort? Dar pe era Mihai, am uitat cum îl cheamă, fost deputat, Cotorobai, dar el a murit. Maia Da, Bănărescu e Pamuci, avocata, că Maia e Bănărescu. Maia Bănărescu. Ea e avocatul copiilor, dar au rămas ea șefă pe Centrul pentru Drepturile Omului și acolo au un comitet de prevenire a torturii și eu cred că condițiile astea în care sunt ținuți ei sunt un fel de tratament inuman, condiții inumane de detenție și ar Da, trebui să este intervină și condiții comitetul cel inumane, da, antitortură, da. adevărat. Bun. Dacă ne menținem în triumul, în cartorul numărul 2 la Taraclie, uitați-vă ce condiții ne țin de vreme. În timp de pandemie, dacă uitați-vă, și mizerii ne țin pe noi, fără că să ne controleze medicii, fără că să ne controleze nimic ilegal, ne mențin pe noi. Fără lavoar, fără necutață și bardac. E că am maturat o leacă și am făcut o leacă de curat. Uitați-vă și viciuri murdare. Uitați-vă cum ne ține pe noi, ca pe niște animale proaste. Și ei sunt democrați, ei sunt persoane a justiției, ei sunt persoane de state, că uitați. Uitați-vă cum mâncăm ca animalele. Că uitați-vă cum trăim noi în carcer, unde șerim lămurire de cine ține, ne ține ilegal în carcer. Am vrut să ne dăie voie plimbarea ca la peți, de la ora 6 dimineață până la orele 22 seara și au spus că nu ne permite nouă legea pe 26. Au spus că să ne scoatem de pe 26 să ne ducem cu masa comună. Cum eu pot să mă scot de pe 26 dacă eu nu susțin legi hoțești? Eu nu susțin hoții în lege și așa mai departe. Ia că uitați-vă. Ei pe mine mă amenință și îmi spun dacă vrei de la orele 6 dimineață până la 10, că la toate 5 blocuri apoi că trebuie să mă scoate pe 26. Cum eu pot să mă scoate pe 26? Că ei mă țin pe mine pentru așa ceva. Că să nu-mi pot scoate dreptatea. Vă rog frumos, ajutați-ne. Dați-ne mâini de ajutor. Dacă este în statul ăsta patrioț. Dacă sunt oameni de treabă. Și așa mai departe. Ne adresăm la toți care se ocupă cu așa ajutoare și poate ne ajute cu ceva.